microfonul începe. Toți câncănarii ăștia. Sunt mulți câncănari. Uitați-vă în jur, să-i vedeți peste tot pe câncănari. Sunt câncănarii aia pe care sunt sigur că i-aveți și Constanța, de care e plin Bucureștiu, câncănarii aia care merg în training și în Adidas, ziua la maza mare, în autobuz. Băi, mă stresează oamenii ăștia, mă aștept în orice moment să-i zbucnească în sport. Ei sunt pregătiți pentru orice, știi, nu umblă în blugi, că poate îi ține când fac un 50 de metri garduri în troleibuz, știți, așa, voi trebuie să fii întotdeauna pregătit un sprint, frate, nu? Poate să mă ia viața pe nepregătit. Toți căcănarii aia care au texte lungi pe tricou mă scot din minți, că mie îmi place să citesc. Și vin din față pe stradă și n-am timp să citesc tricou. Prietene, fă o pauză să văd quality clothing apparel since when? Plac foarte mult oamenii care fac tricouri și scriu pe ele original, pentru că se bazează pe faptul că niciun pirat de haine n-are tupeul să scrie original pe hainele piratate, știi? Numai pe ale originale scrie original. Restul scrie fake quality. Eu, pirat și prost. Și că tot vorbeam de căcănari, nu știu dacă intrați pe High Five. La ce nebunie High Five-ul. Ăla nu e un site în lupă. Prostia umană e difuză, e peste tot, dar High Five-ul o concentrează. Când concentrează lupa, razele soarelui și arde furnica, așa concentrează High Five-ul prostia umană și se arde creierul, se arde sinapsele și te face mai prost decât erai înainte să te loghezi. Intru pe High Five și văd toate pizduțele alea mici, atât de sexoase și pornografice ele, cum se pozează în fața sopei de teracotă a lui bunica, cu 6 bannote de 2 euro puse în față ca să vadă lumea că prințesa are valoare, cu un picior pe fotoliul ăla bun din casă. Și știi că e bun, că e singurul cu cuvertură pe el. Prețios. Și sunt toate niște poziții care academic vorbind se numesc răscrăcite. Cred că ăsta e termenul academic în care fotografiază. Știți poziția? E aia în care dacă dai de 2 ori zoom, poți să diagnostichezi cancer la ovare. Ești așa. O, domnișoara bea mult, care are ficatul umflat, după cum se vede pe contul ei de High Five. Pizduțele astea. Și nu mă deranjează că sunt niște maneliste nenorocite, că pula mea n-ascultă muzică, înțelegi? Ce mă deranjează? Se înțeleg că aplaudă manelistele acum de bucurie. Ascult Salam, dar mai am o șansă. Nu, ce mă deranjează este că foarte multe dintre ele pun sub poză un citat filozofic. Aia mă scoate din minți. Nu se amestecă, înțelegi, soba cu filozofia. Stau răscrăcite pe fotoliu și de sub scrie că viața e un rug de durere care se termină în bucuria de a fi. XO, XO, mach, mach. Asta îmi strică filmul, înțelegi? N-ai voie să faci așa ceva. Și să nu credeți că sunt... Studenții la filozofie râd că au recunoscut citatul, știi? E de la examenul anul trecut. Da, să nu crezi că sunt misogin, n-am ceva cu fetele de pe High Five. Sunt și băieții, sunt praf, sunt toți poliții aia mici, cu frizurile asimetrice, tunși de un frizer orb cu Parkinson în prima lui zi de muncă, diamantul în ureche, pozele cu ochelari de soare noaptea în club. Am râs de ăștia o vreme, m-am gândit că-s proști, sunt eu deștept că râd de ei, până m-am prins că eu sunt prost și ei sunt deștepți, că oamenii care poartă ochelari de soare noaptea în club sunt oamenii care știu că soarele atunci când apune nu dispare. Ei știu că revine mâine. Și așa că îmbrăcați în training cu Adidas și în picioare și ochelarii de soare, ești total pregătit. Mâine soarele răsare și tu faci un 50 de metri pe plajă. Și am vorbit cu un băiat din ăsta, la un moment dat n-am mai rezistat, m-am dus la unul într-un club și zic, zi-mă, de ce purți ochelari de soare noaptea în club? Zice, păi am băgat o pastilă și nu vreau să se prindă nimeni că e ceva în neregulă cu mine. Am întrebat. Porți ochelari de soare noaptea în club? Crezi că nu o să se prindă nimeni că e ceva în regulă cu tine? Așa facem toți, ne orbește întunericul și din cauza asta purtăm ochelari. Așa îți face ție să ricoșezi din bar într-un stâlp, într-un perete. Nu se prinde nimeni că ai băgat o pastilă. Toată lumea e doar sensibil la întuneric. Nu...
Nu suportă retina lui întunericul și de asta se protejează. Toți puleții ăștia mici cu cămășile desfăcute să se vadă pătrățelele de la stomac. Care, apropo, fetelor, de la voi vine căcatul ăsta cu pătrățelele la stomac, voi să-l luați înapoi. La ce vă trebuie, frate, pătrățele la stomac? Gândiți-vă puțin. Voi când vă futeți sau jucați X și 0? Asta faceți? Asta vă place? Asta vă excită? X la mijloc, mitoșerule! Ce prost ești, stripperul, dracu! Mai adaug o chestie și credeți-mă, o zic din grijă pentru voi, nu pentru că vreau să fiu porcos, de dragul de a fi porcos, o zic din grijă pentru voi. E periculos să suși pula la mică distanță când ai în față un abdomen foarte tare și lucrat. Poți să spargi capul. Vedeți asta? Asta este o formă din care capul ricoșează. Este... Asta nu e burtă, asta se cheamă protecția muncii, înțelegeți ce? Așa sunteți în siguranță, vedeți, puteți să impuneți un ritm ca într-o saltea, sunteți așa. În rest, ai un zid în fața capului, ai nevoie de echipament de protecție acum, genunchiere, cotiere, o căscuță mică, să nu-ți faci capul, scrie pe ea Nike, just suck it. Mânuși pentru aderență maximă, suntem în siguranță, potoliți-vă. Și, ce? Bolnav de ciroză, nu mai pot. Bolnav de ciroză? Ceva? Era vorba de altceva. Ciroză nu faci de la sub pula decât dacă trebuie să bei mult înainte să suși pula ca să-ți faci curaj. E singura legătură între cele două, crede. Dacă ești târfă în port și ai o frică de pulă, da, o să faci ciroză, că trebuie să faci un port, că înainte să te arunci pe ea. Iar au venit clienți. Și toți puleții aia mici cu pătrățele, freze și ochelari, lasă comenturi hot, la toate bizduțele hot de pe hi-fi, și comenturile alea sună toate la fel, bombonica, ești o prințesica, dulcica, dulcica, te pupica, pupica, pupica. Bă, nu că am ceva cu ei, mă, dar n-ai voie de când ți-a dat primul floc pe coi, de când ai primul gram de testosteron în corp să mai vorbești așa, ești retardat! Fetelor, e duminică, poate n-ajungeți în club, dar poate o să ajungeți în altă zi în club. Gândiți-vă că apare de nicăieri un plăte de ăsta lângă voi, vă bate pe umăr și face, hei, prințesica, ce faci bombonica? Să știi că ești dulcica, 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 ești pupica, pupica, mah, mah! Eu să fiu în locul vostru, m-aș uita la el și ai zice, înțeleg că vrei să mă fuți. Ce nu înțeleg e cu ce.